la 402. Regimul antimucus energizant de curățare arterială. Știi ce? Vineri e ziua mea și o să dau o super petrecere. Mai super ca anul trecut? Petrecerea cu prepară-ți singur supa? Abia aștept! Mama a avut un cupon. Dar anul ăsta o să fie incredibil. Aha. Mătușa Bimelda mi-a trimis 100 de bilete la Monsterland. Monsterland? Ai, chihuahua! Ador Monsterland. E cel mai înfricoșător loc din lume. Știu, pot să invit 9 prieteni. Noi suntem prieteni, nu? Sigur. Vedeți? Voi sunteți primii pe listă. Mâine mânezi invitațiile. Stați să le vedeți. Numele sunt scrise cu mațe de monstru. Super! Super! La revedere! 100 de bilete. Și 10 puști? Asta înseamnă 10 bilete de fiecare. Wow, 10 bilete! Da, dar dacă ar veni numai jumătate din copii, am avea de 2 ori mai multe bilete. Hei, ești bun la mate? Nu, mai când e vorba de așa ceva. Mă gândeam că dacă am scăpat de ceilalți, biletele lor ne-ar reveni nouă. Hei, îmi place cum gândești. Bună, Benny. Bună, Gabriel. Hei, unde e prăjitura mea? Cred că ai uitat-o la casă. Bună, Benny. Bună, Nancy. Hei, ce-i asta? Salată cu grâu încolțit, semințe de floarea soarelui și legume. Îmi place să mănânc sănătos. Și mie. Prăjitura mea nu era la casă și tu stai pe locul meu. Putem să le împărțim. Și îți dau prăjitura mea. Eu mănânc lucruri sănătoase. Nu pricep. De ce tot spune Freddy că Charlie e un fraier? Habar n-am. Hei, Charlie, să nu-ți faci program joi seara? E ziua mea de naștere. Îmi pare rău, fraier are lucruri mai bune de făcut. Unul s-a dus. Vă rog, unde țineți grâul încolțit, semințele și legumele? Mă bucur să văd că cineva atât de tânăr înțelege să mănânce sănătos. Da, așa sunt eu. Spune-mi, de cât timp mănânci așa cum trebuie? De la prânz. Bun venit în rândul celor cărora le pasă ce bagă în corpul lor. Mersi. Din păcate, unii așteaptă până când e prea târziu. Să sperăm că toxinele nu ți-au distrus încă organele. Să-ți văd limbuța. Mai mult? Mai mult? Mai mult? Linia ficatului e slabă, disfuncțiunea la aparatului digestiv și sistemul nervos inactiv. E de rău? Îți citesc câmpul de energie. Este închis și blocat. Prea multe lactate, acizi grași în exces și prea puține uleiuri omega. Ai venit aici exact la timp, drăguță. Mulțumesc, dar am venit doar să iau ce mănâncă prietena mea, Penny. Mă simt bine. Serios? Să-ți văd urechiușele. Sunt ca o hartă. E în regulă, nu-mi trebuie. Exact cum bănuiam. Mănânci multe bombonele. Uimitor, cum ați ghicit asta? Se vede în urechiușe, dragă. Vă pricepeți? O să te faci bine. După ce urmezi regimul meu alimentar microbionic. Nu te teme. Deloc nu te teme. Mama Marușca o să te scape până la urmă de microbi. Nu-mi puteți da doar legumele?
asta mănâncă prietena mea Penny și arată grozav. Oh, sigur, în exterior. În interior probabil că are oasele albe, organele slăbite și mușchii obosiți. Vezi mărul ăsta? E frumos la suprafață, dar înăuntru e putred, la fel ca organele tale dacă nu mănânci ce spune mama Marușca. Wow, ce invitații! Monsterland, ce norocos sunteți! Și tu ești norocos! Ți-am văzut numele pe lista lui Freddy! Da? Grozav! O să mă dau în caruselul morții toată noaptea și de data asta o să am grijă să nu mănânc înainte. Bună idee! Știi, Don, familia lui Freddy cheltuiește mulți bani cu petrecerea asta și credem că ar trebui să-i luăm un cadou grozav! Da, toată lumea dă bani! Contați pe mine! Super! Ne-am gândit că $50 de fiecare ajung. $50? Ei, aici erai! Vreau să te invit la petrecerea mea. Hei, Don, așteaptă! Doi! Hei, stai! Bună, Penny! Abia aștept prânzul. Am luat grâu, floarea soarelui, legume și, desigur, semințe de in. Semințe de in? Oh, tu le-ai uitat? Nicio problemă, îți dau de la mine. Îți plac lichide sau praf? Păi n-am mai mâncat semințe de in. Atunci cu ce mesteci camutul? Nici de asta n-am mai mâncat. Cred că glumești? Oh, trebuie să citești ultima carte a mamei Marușca. E Biblia mea. Dacă nu vrei să ți se îngroașe arterele până la 12 ani, trebuie să-i citești cartea. Mulțumesc frumos, dar eu mănânc ce-mi dă mama. Dar, Penny, trebuie să scap de toxine. Îți supra-soliciți rinichi. Chipsuri? Cum mănânci o travă asta? Îți pasă de ce pui în mașină, dar bași toate porcările în stomac. Eu nu am mașină. Da, dar ai stomac. Deși la câtă sare bagi în el, probabil că a putrezit deja. Nici tu nu știi ce spui. Chiar așa? Am citit despre asta în cartea mamei Marușca. Trăiește mai mult și arată mai tânăr. Și ce vrei? Să arăți de 6 ani? Nu e amuzant. E foarte important să mâncăm fără grăsimi, chimicale sau... nașpa. Ce să mai zici când o să ți se blocheze rinichii? De parcă ai ști tu ceva despre rinichii mei. Știu destule. După ce am citit cartea asta, pot să-ți spun ce mănânci doar uitându-mă la tine. Fii serioasă, dragă. Așa este. Mănânci multe legume cu semințe, cum ar fi roșiile sau vinetele. Le detest. Adică ai mult prea mulți carbohidrați. N-ar trebui să mai înfuleci atâtea spaghete? Nu mănânc niciodată spaghete. Da? Îmi dau seama după fruntea ta că mănânci mult zahăr. Îți plac bomboanele. Incredibil! Chiar ieri am văzut-o pe Gabriel mâncând bomboane. Da, scrie în cartea asta. De când țin regimul microbionic al mamei Marușca, pot să fac 16 flotări. Stai, te-am văzut făcând 18 acum o săptămână. Așa este, dar cine știe cât de tare mi-a afectat splina. Dar cu noul regim nu mai am astfel de probleme. În plus, am luat 9,50 la testul de ieri. De unde știi că e de la regim? Vine! Ai auzit ce s-a întâmplat în Monsterland aseară? Ha? Nu, ce? A fost un accident groaznic în caruselul morții. Ceva n-a mers bine la curba mortului. Mergea cu 150 de mile la oră și un puști, așa... așa, cam cât Joy. A căzut! Și ce a pățit? Nu se știe. Partea proastă e că părinții nu pot face nimic, pentru că nici măcar nu s-a găsit cadavrul. Un iepuraș foarte drăguț. Oh, un cal foarte bine. Oh. Va trebui să discut cu mama ta. Hei, Joey, uite o invitație la ziua mea. Iar facem supă? Nu și acum. Ce bine! Unde mergem? La Monsterland.
Ah! De ce nu mă arunci dintr-o mașină în viteză? Sunt și eu invitat, nu? Desigur! Super! Îmi place Monsterland. Ador caruselul morții. Da, păcat, dar nu o să putem merge. Lui Freddy nu-i plac caruselele periculoase. Cred că o să stăm toată ziua în trenulețul cu ceai al mătușii Loli. Mersi de invitație, dar nu pot să vin. Am altă treabă. Ăștia sunt toți! Ha, l-am păcălit pe Arthur! Suntem buni! Și băieții buni merită să se dea de 100 de ori în caruselul morții. Jur, e un cățel. S-a întâmplat ceva, Freddy? Nimeni nu vrea să vină la petrecerea mea. Hei, nu fi trist. Vin eu cu Vini și cu prieten ca noi nu-ți trebuie alții. Mulțumesc că sunteți cu mine. Da, suntem cu tine. Cu tine la Monsterland. Ne dăm în toate caruselele și mâncăm toată mâncarea. O să ne distrăm grozav, doar noi trei. Patru. Vine și sora mea, Deborah. Ha? No. Formează mucus, blochează arterele, scade energia. Servești o travă asta copiilor? Vrei cumva să-i omori? De ce nu iei o ladă întreagă de zahăr să-l o torni pe gât? E rețeta nouă a mamei Marușca. Am amestecat 23 de legume ca să o fac. Mi-ajunge pentru o săptămână. Capitolul 3, Gabriel. Ai uitat? Substanțele mor în 4 ore. Totul trebuie să fie făcut proaspăt de fiecare dată. Dar asta ar însemna să mă trezesc de vreme și să stau toată ziua în bucătărie. Dacă ții la sănătatea ta, unde vrei să stai? Uitați-vă la părul ăla. Îi lipsește carotina. O să discut mai târziu cu Ana Maria. Masa 3 la fereastră. Băiat mănâncă produse grase. Masa 8 lângă ușă, fată consumă produse lactate care formează mucus. Masa 5 lângă gunoi, băiat mănâncă șuncă din conservă. Nu știam că ești de-a noastră. Suntem surori. Păi nu sunt, dar îmi place să părăsc. Știți, grâul ăsta încolțit e foarte gustos. Mai ales amestecat cu semințe de in. Da, dar nu uita ce a spus mama Marușca. Nu e bine să vorbești în timp ce mănânci. Lasă-ți saliva să lucreze. Trebuie să vă spun ceva. Aseară m-a durut rău capul. Am uitat să-mi iau aminoacizi. Ai mâncat zahăr? Nu, n-am mâncat. Ba, ai mâncat. Dacă ai ține regimul microbionic, nu ai fi obosit. Recunoaște, ai mâncat zahăr. Bine, așa e, am mâncat o stafidă. Una singură. Una singură? E ca și când ai fi mâncat o ciocolată întreagă. Dar poate că nu trebuie să ținem foarte strict regimul. Vedeți cartofia pe care îi mănâncă Billy? Arată tare bine. Ce strică dacă mâncăm și noi câțiva? Ce bun, ador cartofii prăjiți. Dați-mi iaurtul de capră, hai! Trebuie să recunosc, Freddy, e o petrecere nemaipomenită. Astea-s biletele voastre. Păcat că n-au putut veni și ceilalți, dar acum avem noi mai multe bilete. Serios? Nu m-am gândit la asta. Oh, da, i-am promis surorii mele că mai întâi mergem în trenulețul mătușii Loli. Vreau să stau în ceainic. I-am promis lui Jesse că mergem mai întâi în caruselul morții. Sunt sigur că nu vrei să-mi încalc promisiunea.
Așa că, pa! Pa! Ei, ce ușor a fost! Acum partea mai grea! Să mergem în caruselul morții de 10 sau de 20 de ori? Dacă nu leșinăm de 20, dacă leșinăm de 30. Pregătește-te să fii îngrozit! Am auzit că un puște a căzut din scaunul ăsta și nimeni nu l-a mai văzut vreodată. De la mine ai auzit asta, cretinule! Eu am inventat povestea! Aolo! Dar tot o să fie groaznic! Gândește-te la nume! Caruselul morții! Super! Îmi plac urelele! Înseamnă că e foarte nesigur! Să înceapă pericolul! O, e din ce în ce mai bine! Tu m-ai atins pe umăr? Credeam că tu pe mine! E marfă! Simt deja că mi îngheată sângele! Hei, uite! Fraierii! Tutu! Nu e prea înfricoșat! Mi-e rău! E nemaipomenit! Wow! Nu știam că se oprește la mijloc! E super! Atenție, caruselul morții! Nu intrați în panică, nu desfaceți centurile de siguranță. Vom face tot posibilul să reparăm caruselul. S-a stricat caruselul? Nu vă temeți, știm care este problema. De data asta, suntem siguri că o vom rezolva în 6 ore. Dă-ne jos! Vreau la mami! Dă-ne jos! Dă-ne jos! Nu vreau să mor! Wow, pilete! Ce bine! Acum mergem în mai multe carusele? Hei, e o zi de naștere fantastică! Bună dimineața! Ce frumos arată părul tău! Charlie, ți-am găsit creionul! Am recunoscut urmele de dinți! Vini, Jessie! Sunteți cam palizează! Au stat 3 ore cu capul în jos în caruselul morții. Am înțeles. Și când au coborât, n-au vrut să se mai dea în alte carusele. Au țipat și când au văzut autobuzul din parcarea parcului. Păcat. Cred că ți-au stricat petrecerea. Nu prea. Nu au vrut să mănânce tort și înghețată. Nu prea le era foame. N-au mâncat ceilalți copii? N-au fost alții. I-am chemat, dar n-au vrut să vină. M-am simțit prost. Probabil nu așa de prost ca cei pe care nu i-ai invitat. Nu m-am gândit la asta. La anul o să-i invit pe toți. Până la anul mai e mult. Poate ai putea să faci ceva chiar acum. Copii, Freddy are o veste bună pentru voi. E ziua mea. Super. Și vreau să o sărbătoresc cu toți. Dacă ceilalți se simt bine, să vină să ia din... Stați! Nu vreți să vă băgați în corp atâtea toxine care să vă distrugă organele! Înghețată? Nu, formează mucus! Or de ciocolată? Îngroașă arterele! Bomboane? Scade energia! Exact! Veniți aici! Împreună putem depăși tentația. Am știut eu că va sosi această zi, că vom fi tentați de forțele întunecate pentru a trece în lumea colesterolului și a grăsimii. Mamă, ce bună e! E cremă de unt sau marțipan? Hă? Și una și alta. Fiți puternice, surorile mele. Închideți ochii și repetați după mine. Nesănătos de vei mânca, garantat vei regreta. Nesănătos te vei mânca,
garantat verde ta. Din nou, nu uitați glazura. Nesănătos te vei mânca, garantat verde ta. Nesănătos te vei mânca, garantat. Hei, unde-s bomboanele?